Adevărul nu stă în fețe, în fățișoare și cuvinte, nici nu se odihnește Dumnezeu în acestea, ci în inimii înfrânte, în duh de smerenie și în sufletele luminate de cunoștința lui Dumnezeu. Căci se întâmplă să vedem uneori pe cineva acoperindu-se în afară sub cuvinte și folosindu-se de vorbe smerite față de alții pentru a vâna lauda de la oamenii, iar înăuntru e plin de viclenie și de răutate și de ținerea de minte a răului aproape lui. Precum se întâmplă să vedem uneori pe cineva luptându-se în afară pentru dreptate prin cuvinte înalte de înțelepciune și ridicându-se împotriva minciunii sau a călcării legilor dumnezeiești, iar înăuntru e plin de cuvință, de smerenie și de dragoste față de aproapele. Dumnezeu nu privește fața din afară a celor zise sau făcute de noi, ci stările sufletelor și scopul pentru care facem ceva din cele văzute sau zicem ceva din cele cugetate, precum cei ce se deosebesc de cei ce vorbesc sau fac ceva, prin înțelegerea lor, văd mai bine înțelesurile cuvintelor și sfârșiturile lucrurilor și își fac judecăți fără greșeală despre ele. Dar omul ca om caută la față, Dumnezeu însă vede în inimă.